Tot toată lumea și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de survival. Înainte de a începe, vreau să pun niște de asta așa, fraților. Și am o surpriză pentru voi. În primul rând, vă mulțumesc din nou pentru ce ați făcut data trecută la episodul trecut. Și am terminat aici cu frunările astea. Mai făcut eu o chestie off camera, am pus acoperișul și aici nu merge să pun așa că am lăsat să iasă fumul pe aici, că am vrut să fie sobă, fraților. Sper că se vede. Ok, am mai făcut și asta de timp. Așa, și acolo vreau să fac o nouă cameră, cum ar veni camera de dormit. Nu băgați în seama asta. Și nici aia. Ok. Da. Și am descoperit un nou... Deci, după cum puteți vedea, am o grămadă piatră. Deci, nu vă faceți griji. Nu m-am chinuit. Vedeți chestia asta mică? Care, dacă merg la copac... Deci, la copac... Uitați, deci uitați fix cât îmi ia. Deci dau o grămadă. E, și merg cu ea la piatră. Nu știu dacă voi știați sau nu, eu nu știam. Și m-am gândit să vă arăt și vouă, dacă știați, asta e. Și astăzi vreau să continuăm. De fapt, astăzi vreau să fac asta, să termin. Aici voi pune o fereastră ceva. Și eu zic să o facem. Sper că nu vă supărați că mai mă joc off camera jocul ăsta, dar îmi place foarte mult și mai mă joc așa off camera din când în când. Adică tot ce am făcut aici am făcut într-o seară. Ok, bun. Și haideți să facem o ușă. Trebuie să sărim aici. Nu uitați, fraților, dacă mai vreți să fac episoade din jocul celul acesta, nu uitați să dați un buton de like, să ajungem cu mai multe like-uri. Aici e... Bă, nu e bine cum e aici. Dar nu o să mai fie. Ok, mai întâi facem o de asta. Bam, 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 repijor. Punem o de asta aici de ușă. Bun. Nu, scoatem asta, pune asta. Bun, și asta o vom pune acolo. Bă, nu! Nu cu a, stai aici. O vom pune aici, deci aici, ca să nu mai se vadă clăpătura asta. E bine, nici pe aici nu se vede, deci e ok. Și aici nu știu dacă să fac o ușă sau să las așa, cum ar veni aici să intrăm direct. Nu știu, să lăsați în comentarii cum să las aici, fraților. Și vreau să mai fac ceva. Da. Deci, haide să facem mai întâi niște de asta. Ață de astea. Că avem nevoie. Bun, cu de asta mai avem. Ok, e bine. Și haide să facem un de asta. Un acoperiș din asta. Nu merge să fac cu etaj pentru că am încercat și nu mă lasă să pun pereți mai sus. Așa că... Vom face, voi găsi eu idei să fac mai mare casa, poate fac chiar o altă casă, fraților. Încă o dată vă mulțumesc pentru ce ați făcut la videoclipul anterior. Mai facem o de asta. Facem una și... Mai trebuie să te încopaci ca să primi chestie de aia. Uita câte piatră avem. Nici n-am ce să fac cu el și am o grămadă lemn. Nici n-am ce să fac cu el. Ah, stați un pic. Băgăm repede o salvare. Ok. Așa. Și știți ce m-am gândit eu? Am o grămadă săgeți. Și haideți să mergem și noi să vânăm ceva. Că vreau să-mi fac și, după cum puteți vedea, am cască, pantalon, vreau să-mi fac niște buți. Am două de alea de piele, mai trebuie să-mi fac...
stai. Intrăm aici pentru ăștia. Ia să mâncăm noi un pic, că mai de foame. Mergem la vânat. Mai aproape. Nice. Ok. Uite mai aici. Bă. E greu cu asta. În fine. Hai să vedem ce luăm de aici. Așa. Să facem niște de-astea. Trebuie 3. Wow! Nu și carnea, pentru că aici am lăsat carnea la cealaltă. Unde e? Hai mă, unde ești? Ca să știu. În fine, nu contează. Facem una. Și pe urmă să mai facem una. Am atâtea săgeți și n-am ce face cu ele. Și folosesc lemn pentru asta. Nu mai stau să... Mai mă duc la vânat să iau și de-alea, cum îi zice, la lupi, că vrea să-mi fac și... De-aia, cum îi zice, pentru... Ok, avem 5. Să fac și chest plate, cum s-ar spune. Și hai să mă duc... Uite-i. Și hai să intrăm și să... Da. Să facem și un uic, facem și un uic, cu un uic așa. Păi ne-am mâncat destul de mult. E bine, așa zic și mai mic. Bine, aici e cald, nu, tati? Da. Dacă nu, totul nu așa, mai bine acum merge sub. Acum aș face, poate trage și apa așa. Da. Ok, fraților, no problem, am revenit. M-a scuzat, a intervenit tata. Da. Mergem să mai vânăm ceva lupi, să vedem dacă mai găsim. Ia uitați, chiar un acolo. Un chiar acolo, fa. Ia vine, bă! Frumoșan! Vino! Frumos! Foarte frumos. M-am mutat într-o zonă unde am lupi foarte aproape. Și eu nici nu știam. Bău, atât. Ia să luăm. Place când dă o grămadă de carne. Și o pot mânca. Salvez de două ori pentru ca să fiu sigur că... Vreau să fiu destul de sigur. Că pentru asta îmi trebuie 3 piele sau 4, nu mai știu. Mai am nevoie de un lup, chiar de 2 sau porc, mistreț. Știam că dacă merg prin zona asta sau prin care, cred că trebuie în alta, nu știu, găseam o fermă de porci mistreți și ăștia te atacă. Și trebuie să iau doar unul dintre ei. Ăștia zici că alergă, dar de fapt ei merg. Se omoară greu ăștia. Foarte greu. Nu mai faci tu sport, hai mă, sportivul meu. Hai mă.
hai, hai, Mamă, de câte săgeți a intrat la asta, nici la lupul ăla nu intră, să-și nebun. E... ăsta, cum îi zice? E mai lălge fața, e rezistent. Ala? Ce ai făcut, bă? A venit Crăciunul mai repede. Da. Cum cam atât, fraților, eu am fost Ionuț, ne vom revedea data viitoare, pa, pa!